Bună seara, l-am alături pe Cristi de la FC Berceni. Bună! Bună! Felicitări! Mulțumesc! Cum a fost meciul în seara asta? Mai greu a fost Serena decât meciul. În rest, ne-am făcut joc. Crezi că pe un teren uscat diferența de scor ar fi fost mai mare? Mult mai mare. Mult mai mare. Avem echipă care joacă numai în pase. Care a fost omul meciului? Nikita Alexandru. Nikita Alexandru. Din echipa adversă ai remarcat pe cineva? Portarul. Forță, portarul, bun. Poți descrie cele două reprize? La două reprize, niște incidente, așa. Un hands, penalti, n-au fost arbitrii pe fază și le-am lăsat noi penalti. Și au dat gol. Și în rest, asta e. Înainte de acest meci vă aflați pe poziția a treia. Vă așteptați să fiți pe poziția întâi la sfârșitul campionatului? Bineînțeles. E campionat mai lung, ar trebui să fie mai scurt, dar o să fim pe primul loc până la sfârșit. Felicitări, la cât mai multe victorii! Mulțumesc, da! La revedere! La revedere! Mulțumim sponsorilor de la Homa Sport Shop și Cipita. Nu uitați să dați like paginii noastre Liga Prieteniei și să vizitați site-ul nostru www.ligaprieteniei.com. Vă pup!